Ți se pare normal ca soția ta, vezi, doamne, să zică la o altă iubire și... Dar când îmbrățișează paltul și sărută, îți vine bine? Eu am greșit, m-a tot bătut la cap cu silicoanele și cu astea. Bă, frăi, ule, firea mama lor de silicoane, tu vezi ce a făcut Adina? Trebuia să am început ca să le pun ca să-mi stai aici. Deci tot vine din nou, băi, trezește, ești f***, spune ce spun. Ia, uite, asta te întreb simplu. Ia zi, cămașa asta de pe tine, de cine-i luată? De cine luată? Așa, și ceasul ăsta de la cine? De la mama. De la ea ce ai cumpărat, mă? Ce ți-a cumpărat ea ție, personal? Nu mi-a cumpărat nimic. Așa, ți se pare normal, după atâția ani de căsnicie, tu în schimb ei, iai una, iei alta și tot nu-i convine. Toți banii tăi se duc pe fundul lui rama asta. Și tu, fraierule, ai nu știu când răsplată, rezește odată la realitate, vezi că-ți bate joc de tine. O iubesc pe femeia asta. Dar n-ai, bă, le-te dracu, poți să iubești, bă, la așa ceva. Tu vezi clar că asta-ți bate joc de tine. Te înșeală, cu tine de mână face ce vrea ea. Cu dovezi, că până acum a crezut că avem noi ceva. Trei ani de zile mi-a fost greu să adun. Probe cu probe cu probe cu probe. Na, ți le-am adus. M-am săturat să luați voi decizii pentru mine, da? Care decizii? La liceu, unde ai vrut. În viață să fac numai ce vrei tu. Dacă ai dar mai lasă-mă să iau eu decizii. Femeia asta mi-a zis să fac ceea ce... Femeia asta te-a prostit cum a vrut după ea. Ce vreau eu. Da? Te simți în largul tău, dar te-a prostit. Trei ani de zile, bucățică cu bucățică am adunat să spun probe în față, să te dovedesc că nu e pentru tine. Acum mă iei cu școala și cu toate alea. Dacă ai făcut o școală și o pregătire, n-ai dat rău. Ai făcut de capul tău cu nevasta ta, uite-ți, poftim. Cu tine de mână își face de cap. Dar gândește puțin, da? Eu consider că ai mai mult creier. Nu se poate ca una de genul ăsta să efectiv să te folosească cum vrea ea. Dacă tu vezi dovezile pe față, da, și tu nu iei o decizie pentru tine, să chiși și nu să vezi mai multe, poate te c***i. Ești perfectă. Și după ce o să-mi pun sânii, o să fiu și mai perfectă. D'accord. Vezi ce te iubesc atât de mult? Pentru că merit. Amore mio. Oh, doamne. Bă, mi s-a făcut mie scârbă uitându-mă. Hă? Mama greșește tot ce spune în viața ta, ți-a coordonat-o mama. Dar până la urmă, ok, ce a avut maică ta cu femeia? Ce ți-a reproșat la ea? Domnule, sunt o femeie cu niște ani în viață, da? Iertați-mă că v-am întrerupt. Sunt o femeie cu niște ani în viață trecuți. Am văzut ce urmărește și ce fel de femeie este. Cum nu mă bag între fata mea și ginerele meu, care e un om decent, își vede de casă, de familie. Nu mă băgam nici aici, dar văzând că ea urmărește și cu ochii fiind cu el de braț, îi fugeau ochii așa ca girofarul, eu am dedus ca mamă că nu e pentru el și ce fel de femeie este. Trezește la realitate. Ție ți se pare normal ca aia să plece din... lua ăla, ca să nu vine să zic pășleau, da? Și să vine la tine în pat și tu să ioc. Nu, sunt absolut șocat de, deci, de ceea ce văd. Deci, pe bune, șocat și atunci ce naiba aștepți? Ce aștepți? Tu vrei asta să te bagi în pământ? Apare o femeie de genul acesta, ți-l dă cu totul peste cap și la revedere. El a fost un copil cu minte, liniștit, retras, da, și chiar la anica. Ăștia fură. Că unul care e mai trecut prin viață, da, știe și se ferește. Ăștia care și tocmai de asta, eu când am văzut anumite lucruri. Dacă sunt ținuți așa într-un glob de cristal... Am început să spun și să-l fac atent, să deschidă ochii. Dar el tot timpul, nu e adevărat, mamă, ți se pare mamă? Nu o iubești mamă? Ești mai de modă veche mamă? Îmi pare rău să fiu o femeie, dar nu se poate așa ceva. Mi s-a făcut scârbă mie la ceea ce am văzut. Și gândindu-mă că o iubești? Am pui mie, ce dracu poți să iubești, mă, la panorama aia? Ce care mare, hai mă, lasă-mă acolo, că dacă știu, îmi îmbrac bine și îmi pun o fustă și așa, crede-mă că și-o arăt bine. Hai, lasă-o. O femeie cu adevărat, calitățile se văd în primul rând aici. Dar nu numai, că la un moment dat tinerețea trece, să știi. Și te întreb pe tine acum, sincer, ce-ați construit voi în atâția ani? Te întreb, tu pentru ea totul, cumpărei de toate, să-i faci, ok, înțeleg, ți-a, nu știu, o iubești cum spui tu. Că asta deja nu e o iubire, e obsesie. Eu o iubesc, încă o iubesc pe femeia asta. Bă, nu se poate să explic de 10 ori acea lucru și... Nu, ești imposibil așa ceva. Deci nu se poate, vorbesc cred că de jumătate de oră cu el, îi explic exact situația. Așa. Vezi, așa?
Și o iubesc. Asta ți-o spune, are creierul spălat, nu sunt nu voi, nu, sau nu, n-am decât să, cum l-am dus în clasa întâi de mână, așa să-l iau să-l duc și la doctor. Mamă, mamă, nu e, cred că ți-o spun, nu și a făcut asta. Este, deci nu e silă de ea, venea din patul, nu la patul ei. Cu ce am greșit eu? Cu ce am greșit eu, spune și nu mă ascult, deschide ochii. Nu e pentru tine o mamă. Dacă era o femeie de casă, o femeie, nu zice nimeni să ai o femeie lângă tine îngălată, să nu fie bă, o femeie pedantă, să nu fie, da? Dar nu să-și bată joc de tine. Tu ești preșul ei, ea să șterge așa, pe tine, face ce vrea cu tine. Deschide ochii, măcar în al ultimei acceasă, acum deschide ochii. Impune-te ca bărbat. Nu s-o bască, nu sunt de acord cu violența, nu s-o jur, nu știu ce, dar ce face? Cu tine de mână așa, azi în patul ăsta, în seara asta în pat cu tine. Îți place viața asta așa? Nu. Păi, și atunci, ce facem? Eu înțeleg că lucrurile au venit așa tăvălug pe tine. Dar fata asta, sau mă rog, femeia asta, are zbor de pe aeroportul Otopeni. În seara asta, la ora 8. De-aia am venit Val Vârtej la Sorta, de-aia am venit Val Vârtej aici la tine. Și știi ceva? E jumătate din poveste. Pentru că tipul cu care ea s-a înhăitat, omul ăsta e trecut prin multe. Și omul ăsta le învârte pe genul ăsta de femei, cum este ea. Ti rendi conto che queste vorrebbero che noi le portassimo a fare un intervento per i seni e il culo, ma non stiamo scherzando. Caro mio, io dico che queste due ragazze stupende, bellissime, sono buone per i nostri investimenti. Le mettiamo a ballare e facciamo dei soldi. Le rumene sono buone solo per pulire. Queste qua non possono lavorare nel mio club a Milano, scusami, non possono. Al limite potrebbero lavorare nella clinica che ho per gli anziani. Ma știi care pe faza că și-a cam... Deci a găsit nașul. Mă bucur, radiez. Că în final... Nu vine să cred așa. În final, te-a prostit, calcă pe tine, dar și ea și-a găsit nașul. Deci lumea nu o iubește, nu o duce să pună silicoane, o duce la de nevastă să fie luată sub nicio formă. Dar tu îți dai seama că asta, dacă pleacă în afară, ferească Dumnezeu asta, poate să ajungă cine știe pe unde? Tu îți dai seama? Din partea mea acolo să rămână. Ea crede că merge la Milano să-și facă o operație estetică. Da, da. Dar se pare că băiatul are cu totul alte planuri, da? Nici nu va ajunge niciun cabinet. Mai ca așa, deci asta este să-și pună niciun fel de silicoane. Va ajunge pe centura din Milano, poate. Vă bucurați așa de necazul altuia? Da, mă bucur, domnul Ernest, de necazul altuia. Pentru că copilul meu a crezut în plasa ei. Și nu deschide ochii și e manipulat. Nu știu ce să zic, domnul, sincer, nu știu ce să zic. Tu ce ai de gând? Ce ai de gând? Ce ai de gând să faci? O să mă duc la aeroport. Dacă nu mă duceți voi, o să conduc eu și dacă îmi fac accident, nu mai contează. Băi, omule, nu te urca la volan așa, că nu e de glumă, nu e de joacă. Hei! Dane! Dane! Unde te urci la volan în halul ăsta? Faci, Doamne ferește, o tâmpenie! Atunci duceți-mă voi! Ok, ok. Da, dar să nu-ți grijă viața, că nu se merită pentru ea. 3 ani de zile ai chinuit degeaba. Acolo. Urcați în mașină. Haide aici, te rog. Lucrurile sunt foarte serioase. Nu mai este timp de pierdut. Așa că cei patru pleacă spre aeroport. Oare are de gând Daniel să-și ierte soția în ciuda încercărilor familiei lui de a-i arăta realitatea? Hai să așteptăm un pic să vedem ce se întâmplă pe teren. Stați un pic aici, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Stați aici, vă rog frumos, nu vă grăbiți. De ce mă faci nebunia sau cauți? Ești chiar nebun la cap? Cauți pe cine nu merită? Am venit pentru aici pentru ce? Lasă-și merită soarta! Înțelege măcar în ultimul ceas. Uite, am ajuns pe Otopeni. Zi-mi ce se întâmplă. Ei sunt pe drum, sunt la benzinăria ce și ok, bun, cu ce mașină vin? Alb. Ok. Ce căutăm noi aici? Lasă-o duc în drumul ei. Bine că am scăpat de ea. Lăsați-mă în pace. O să mă gândesc și o să văd ceea ce fac. Da? Lăsați-mă să-mi iau singur deciziile în viață. Nu trebuie să mai deciziile luați voi decizii. Deciziile care ai luat acum 3 ani de zile n-au fost favorabile. Nu sunt bune pentru tine. Suferi. Uite. Bună seara, doamna Marcu.
Am putea să stăm un pic de vorbă cu dumneavoastră? Ce cauți în vita mea, Nora, aici? Unde vrei să pleci? Ce cauți în vita mea? Dar ce să stăm de vorbă, doamnă? Ce faci aici? Zilele? Cum adică stăm în cazilele? Așa bine, nu meriți, ce cauți voi aici? Ce sunt atâtea? Vino ca să stăm de vorbă. Vino să stăm de vorbă. Ce să stăm de vorbă, Daniel? Aici... Ce cu panorama asta aici? Bata, închide camera, mă, duc de aici. Băi, vino cu asta, stăm de vorbă. Nu sunt înainte de canal de o altă. Poftim? Sunt o cittadino italiano, nu sunt înainte de coză de genul canal. Și dacă sunteți cetățean italian, ce? Vorbiți românește? Amanda, ta nu la mea. Nu, eu înțeleg un pic. Înțelegeți românește. Ce urma să se întâmple cu doamnele? Unde plecați cu ele? În concediu. În concediu? Da. Sunteți siguri de asta? Si, sunt sigur de asta. Sunteți foarte siguri de asta? Si. Ce urma să faceți cu doamnele? Ce urma să faceți? Plecați de aici. Ce urma să faceți cu doamnele? Unde mergeați cu doamnele? Asta este răsplata ta față de mine? Că te iubesc? Ce răsplata? Uite-te și tu, ai chemat camerele astea, nu puteai să discutăm acasă? Ce să discutăm acasă? M-ai mințit? Ești o mincinoasă? Am avut încredere în tine și tu ce faci? Îți bagi joc de mine? Nu îmi bagi joc de tine. Cum nu? Ce căutai în club cu el? Acolo era munca ta, în club? În club? Mă, Daniel, adică nu ți-a ajuns toți banii mei? Daniel, ți-am zis că... Știi ceva? Geaca asta am de 4 ani de zile. Cămașa asta este cadou de la sora mea. Ceasul ăsta l-am primit cadou de la mama. Așa, și ce vrei să spui toate lucrurile astea? Ți-am zis foarte clar că vreau să mă schimb. Vreau să-mi pun... Nu mai puteam, nu mai suportam. Roxana este cu soțul aici, il suo marito. Un moment. Roxana cu il suo marito. Poftim? De la poliție? Nu. No. Allora, prășate și suo marito. Perché è sposata? Unde urma? Da. Unde urma să o duceți? Unde urma să o duceți? Unde urma să le duceți pe cele două? Splecase de. Unde urma să le duceți pe cele două? Via. L-am găsit pe ăsta care putea să-mi pună. Ai venit tu repede să strigi totul și tu ce? Măi, femeie. Eu am avut încredere în tine și te-am zis că după ce o să rezolvăm cu copilul, o să spui și și buze și tot. Dar să fii cu toți ăștia aici, că nu te înțeleg, dar pe mine nu mă interesează. Pentru că m-ai mințit, ești o mincinoasă. Ești o mincinoasă, am avut încredere în tine. Da? Pentru mine. Trebuia să ai încredere și să aștepți când ți-am spus, da? Terminam cu copilul și spuneai buze. Uite cum arăți tu, uite cum arăt eu. Nu, nu te cunosc. Dar Roxana cunoști. Roxana o cunoști, exact, da? Roxana, de ce? Faci bani cu ea? Plecați de aici. Da? Vreau să stau unde duceai? Unde duceai? Basta. Ce considerați că femeile românce sunt ușoare sau ce vreți să nu le duceți? Sau ce? Ce ți-a spus? Ce ți-a povestit? Ce urma să faci? Plecam în vacanță noi. În vacanță? Da. Și aveam treabă pentru că noi trebuia să ne operăm, trebuia să ne facem... Smetria de parlare, per favore. Smetria de parlare. Adesso, dai! Andiamo. Cum vă numiți dumneavoastră? Încetează Andrea. Cu camera, te rog frumos, încetează cu camera. Vreau să vă uitați un pic peste asta. Le rumene, în genere, almeno quelle che io ho visto in Italia, sono buone a fare o le badanti o le puttane. Qui no, non ci sono altre vie. E queste sono di questo livello. Queste sono perfette per il club, nient'altro. Potremmo lavorare lì al sanatorio, non ce n'è. Non dai ce Roberto, devi essere positivo, ma dai. Ma che silicone, cos'è ma? A calci nel culo, non esiste. Scusa, non esiste. E poi, scusami, Rossana, quella là, 40 kg, vuole inchiappettare me? No, ci sono già passato, amico mio. Le rumene sono buone solo per pulire. Io ho dovuto dire delle cose per il mio socio per fare come lui perché lui non ci ne ha il cash. Tu, non hai è visto vero. Che parla di me, te tu, lo amico giuro. Roberto? M-am saturat. Da, nu ai vrut un copil? Da, ca să te duci cu unul și cu altul, să te duci în club, să te duci la spa, să te duci la piscină. Dar asta merit eu. Asta merit eu. Mă, că știi foarte bine că pe tine te iubesc. Pe ăsta l-am găsit acum, putea să-mi pun ăsta ca să mai dăm noi bani. Și după aceea veneam acasă și era totul frumos. Da, totul și te-ai dus cu el la hotel și tot în mea și vrei să am încredere în tine. Cum să am încredere în tine? Spune și mie. Să pleci de aici cu camera. Nu, lasă să te vadă toată lumea, că eu am avut încredere. Te-am luat de la Brașov din club și tu ce faci? Îți bagi joc de mine? Asta e răsplata ta pentru mine? Asta? Nora mea cu tine trăiește, are familie. Placate de aici. Placă de aici? Spune-le fetelor, spune-le cu adevărat. Nu pleci tu de aici. Tale. Hai. Dimi la verità, che succede qua? Amore. Che volevate voi? Dove mi volevi non portare? Non gridare perché ci sente. Dove mi volevi portare? Ci sente la gente. Dimmi adesso dove mi volevi portare? Allora ferma. Di merda! Io mi dovevo operare, hai capito, io e mia amica.
Ai visto che parlava mia amica? Fermati un po', per favore. Tu amico brutto di me? Io ho dovuto dire delle cose. Perché parlava brutto di me? Fermati. Ho dovuto dire delle cose per il mio socio, per dire di sì, sì per fare sì, come hai lui. Voluto ma dire? Io mi sono innamorato tu di te, te lo giuro. Tu mi hai fregato pure a me, no. Pure a mia amica. Ci volevi io portare sono, in un locale. Io mi sono innamorato di te, te sì, lo giuro. Sì, ti sei innamorato? Quando andavamo in Italia? Perché hai lasciato il tuo amico che ha parlato brutto di me? Dimmi la verità. Ți-a lipsit ceva de la mine? Da, mi-a lipsit lucrul ăsta, mi l-am dorit din tot sufletul. Ești o femeie frumoasă. Asta era doar un moft al tău, că prietenele tale au și-a vrei și tu. Nu asta este o soluție. Știi că este femeie măritată? Știi nu lucrul ăsta? Cum nu te cunoști? Nu-i cunoști acum, nu mai este bună acum. Lasă-mă! Nu-i niciodată un informat. Deci eu nu cu femeie măritată dacă vrei să fii lăsată în pace. Femeie măritată. E măritată, obligații. De ce umbli cu ea? E una zocoleta. Ce femeie măritată? Cum e măritată, Roxana? Are familie. Eu sunt soacra ei. El este soțul. Ce caută cu tine? Tu amant. Nu știu. Tu nu cu bune cu ea. Tu nu e sincer. Nu e sincer, nu. Roxana nu e sincer. Tu tău gol, vrei să faci bani cu ea? Românește vorbiți? No. Si o no? No, no, no. Italiano. Okay. Ia nevestele la alții românește. Big problem. Qual e il problema? Vă mai întreb încă o dată. Non do you speak problem. English? Do you speak English? Yeah, of course I speak you English. You speak English, yeah? I'm going to ask you one more time. Yeah, okay. What is the problem? What was going to happen with Roxana and Andrea? Where were you taking them? Where? I don't take them in no one place. They are stealing my money in my pocket, from my pocket. Maybe one of them. She was your wife. She left you butt naked. Hey, Dad, life's, my wife, life's a big challenge. Because it was Romanian. What? Romanian, in Romania, tutte, veramente, tutte zoccole, quelle che ho incontrato io. Tutte. This is for my experience, sorry. If you are looking for that kind of women, yeah, then you're right. Nimeni nu te lua de nevastă. Eu am fost un prost că te-am luat, da? Te-am luat din club de la Brașov, ai uitat? Că erai dansatoare, erai dansatoare în club, nu știa nimeni ce ești, decât eu. Și tu ce faci? Și ce crezi, că dacă nu apăreai tu, nu mă luași pe mine cineva sau cum? Ce cine să te ia? Nu te ia nimeni. Sunt de probleme de la sua familie, nu știu cum cu noi niente. A trebuit să ne mulțumesc pentru chestia asta. Haide! Calmă-te, per favore, calmă-te. Uite, vezi, acum ai venit aici și ai stricat tu totul. Da, tot ai stricat, totul? Da, eu nu mă simt bine în pielea mea, mă, omule, tu ce nu vrei să înțelegi? Chiar îmi doresc să fac chestia asta, ai înțeles? Chiar mi-am dorit, ai înțeles? Nu mă simt bine în pielea mea. Ce, la ce ai venit cu toată bălăria asta aici după tine? Nu puteai să discuți cu mine acasă? Trebuia să-i chem pe ăștia aici să ne filmeze? Să ne facem de la televizor, să ne vadă toată lumea? Tu se îmba, măi, capitan! La bastarda sei tu. Este la problema tu, in familia vostra. Da, vai a fare la zoccoleta che è meglio. L'italiano avea bani. Noi nu aveam bani pentru așa ceva. Aveai tu bani să-mi pui mie? Știi unde vrea să te ducă? La în Italia. Sau unde cel mai rău tu? Caz să ștergi babele la azil. Cu unghiile astea vrei să ștergi tu babele la. Mă, tu ce cu vrăjala asta ieftină la tine? Hai să te duc eu să vezi unde. Hai la Ernest să vezi unde te duce. Parlo io. Fatele via că te prendo a schiavi. Comunque, Roxana ne ha dei peccati se ha fatto questa cosa ancora una volta. Ne ha dei peccati. E per questo che... Ernest, te rog, arată și ei unde vrea să ducă italianul. Uite-te aici. Doamna, aveți idee în ce ați intrat? Veniți cu mine. Veniți cu mine. Du-te. Veniți cu mine. Nu vorbi, că de când am venit niciodată nu mi-a plăcut nici tu și nici mai. Aveți idee în ce v-ați băgat? Aveți idee în ce ați intrat? N-am avut niciun motiv. Aveți idee în ce ați intrat? Nu, n-am idee în ce am intrat. Hai, arată Ernest să vadă și ea unde vrea să ajung. Ti rendi conto che queste vorrebbero che noi le portassimo a fare un intervento per i seni e il culo, ma non stiamo scherzando. E poi, Rossana, lei pensa che io non mi sia accorta che lei è sposata, l'ho seguita. Per loro la vita bella è solamente avere delle tete e il culo. Queste qua non possono lavorare nel mio club a Milano, scusami, non possono. Al limite potrebbero lavorare nella clinica che ho per gli anziani. Non no. Ce la faranno. Queste sono perfette per il club, nient'altro. Doamne, ce m-am băgat, doamne. Pentru asta vă înșelați soțul? Pentru o pereche de silicoane? Nu te băgat, care este treaba ta? Dacă ai mâncat sănătatea lui, frate, tu? Efectiv, ți-ai bătut joc de el. Pentru asta vă înșelați soțul? Pentru o pereche de silicoane? Dar care este problema ta? Ce te facă pe tine, grijă una la mână? Ar trebui să mulțumești.
Pă cât rău i-ai făcut băiatului meu, trei ani de zile, tot timpul v-ați băgat. I-ai mâncat zilele și banii. Așa ești tu? Da, de unde știi tu că i-ai mâncat zilele și banii? Cum? L-ai distrus, l-ai făcut dintr-un om neom. L-ai avut în mână, te-ai jucat cu el ca convinge de ping-pong, da? Ar trebui să mulțumești. Dumneavoastră vorbiți? Ar trebui să mulțumești. Ca totuși te-am scos din ghearele lor. Că erai pe centură, erai poate să fii vândută și fi făcută câte și câte. Tu, pagherai! Si, cum e nu? Pagherai la grande! Pagherai per tutte le casate che hai detto! Ma tu vuoi portarla anche in Italia questa qua? Ma lascia stare, lascia stare! Oh, stai perdendo tempo! Scarliga! Scarliga! Ma ti credi di essere? Vai, ragazza! Vai, sì, merda, imbecile! Vai via! Ci vede tutta la gente! Ma Scarliga. Ti rendi conto questo? Ma veramente, sei un morto di fame! Sei una zoccoletta! Che sei? Ci volevi fregare a portare il locale! Portare il locale? Sì. A pulire i cessi vi porterò! Ma cosa? Non che cazzo tu? Ma che cazzo è quel locale? Tu vai a pulire i cessi, guarda la faccia che perché tu saresti capace? Che cosa? Per favore, ma tu saresti capace di andare in un locale? Perché hai fregato mia amica? Perché l'hai portato in giro tutto questo tempo a mia amica? Tu e la tua amica valete zero. Che assolutamente cosa? Zero. Che cosa? Ma vai. Oh. Tieni giù le mani, tieni giù le mani ma con me. Tieni giù le mani. Sei solo un morto di fame. Vezi că ești obraznică. E, da, nu mai pot eu de asta. Nu te vezi cum arăți? Când era la tine, prezentina și vaselele spălate, cum era în casă? Așa, și care e problema? Veneai matale să-mi speli mie vasele. Dar de câte ori a venit? Ce făcea pustul de fiul și curățenia, da? Făcea fiul tu cu ăla, lasă-mă cu fiul tu. Cum arăt? Zici că ești frumoasă lui vampirul cu unghiile care le-ai. Lasă că nu i-a plăcut când aveam atenție și când stăteam lângă el. Acasă, de câte ori tu pe cap? Eu? Da. Niciodată mă spăla păi cu apă, care-i problema? Păi nu, niciodată pe cap, și... pe vanila prost te spălai oricând vrei tu la saloane. Lasă că i-a plăcut, i-a complăcut chestia asta. Da, i-a plăcut să stea lângă mine, să fie iubit. De ce nu mi-ai făcut și mie 3 ani de zile un nepot? De ce nu ai făcut și mie 3 ani de zile un nepot? Păi da, ți trebuie să-ți fac sau nu fiu tu? Un nepot, am spus. Așa, și un copil, un nepot mie. Da. De ce n-ai fost o sare? Pentru că nu am simțit nu ai acasă. Înseamnă că nu-l iubi pe băiatul meu. Da, stai liniștită, dar nu este problema ta. Tu nu vrei decât pentru tine, silicoane și atât. Băi, ce ai făcut? Ai văzut, știai că e căsătorită? De ce vrei să o duci, mă, la p***? Lasă-mă! Este vina de la soția ta. Nu face chestia asta. Nu știa. Ba da, știa că e căsătorită. Soția ta de ce face toate lucrurile astea? Nu e treaba ta. Cine? Mă fate-ne fui de aici. Știai că e căsătorită. Ce vrei să faci ea? Ce vrei să faci ea? Levă-ti dai coglioni. E problema de la tua moglie. Soția ta are problema asta. Non sapevo che era sposata. E comunque è una zoccola. Tieniti tua moglie. A tu spui che te invesca se ti împlinești? Nu, dragă, n-a avut, tu n-a avut frate, tu n-a avut frate, tu v-am ca să-mi cumperești și nouă pereche de silicoane. Și toate că se duja adus, îi spui că îl vește, îți făcea flămâșate poftele. S-a prins vreodată de ceva? Că i-a lipsit ceva? De data asta a văzut cu ochii lui ce ești! Așa, dar i-a lipsit ceva până acum, până în ziua de astăzi, i-a lipsit ceva și tu du-te de aici! A înțeles? A văzut cu ochii lui ce ești în stare! Hai de tu, lasă-mă! Dacă s-a dintr-un pat în altul! Dar de unde știi tu? Dar de unde știi tu? Păi, doamne, unde l-a văzut pe cameră? Hai, du-te tu de aici și lasă-mă, coace! Hai, du-te de aici! Lasă-o să vezi, am văzut cel mai doamne chestia asta! Ero già sposato qui in Romania, ai căsătorite cu una romana. E mi ha lasciato con il locale, i debiti, mi ha preso i soldi, un sacco di problemi. Le rumene, tutte bastarde, lascia stare, tutte bastarde. Trebuie denunțat. Acest om este foarte periculos. Tu l-ai făcut cunoștință, da? Tu l-ai făcut cunoștință. Meritați asta. Eu nu aveam de unde să știu. Meritați cum asta. Cum adică merităm asta? Tot ce zboară se mănâncă. Numai asta aveți în cap? Asta și înșală soțul pentru ce? Pentru o pereche de silicoane? Pe bune? Eu n-am de unde să știu. Pentru 2700 de euro pe care îi dă ăsta? Eu nu sunt căsătorită, okay, da? Și nu eu te judec. Chiar țineam la Cristiano. Și ce urma să facă frumos cu tine și acolo? Și final, perché eu chiar țineam la el. De ce faceți toată chestia asta? Că e o problemă de familie a lor. Nu aveți treabă cu noi. Bun, dar Roxana este căsătorită. Pricepe asta? Da, tu trebuie să înțelegi un lucru. Și tu ești băgat în afacerea asta. Eu am îndrăgostit de ea într-un final și a trebuit să spun. Și o îndrăgostești și o scos la produs acum? Ascultă-mă. Dacă era vorba de asta, de ce nu te-ai opus? De ce nu știi adevărul? De ce? De ce? De ce nu ai fost bărbat atunci să-i spui lui, hei, știi ce, uite, eu m-am îndrăgostit de românca asta și la revedere, eu pe ea nu o să o folosești. Pentru că eu am de luat niște bani de la
asociatul meu. Pentru niște bani. Bun. Pentru că e o sumă mare, normal. A, ok. Asta justifică totul. Jocul lui ca să pot să fac ce vreau cu ea. Ma, unde vrei să mă duc? Tieni giù le mani. Tieni giù le... Dov'è il biglietto? Dov'è? Biglietto? Vrei biglietto? Dov'è il biglietto? Quelli sono i miei soldi. Sono i miei soldi, cazzo. Vrei se mă vins, mă, acolo? Dov'è il biglietto? Dov'è? Da, biletto, vrei biletto? Uite aici, este da. Biletto. Uite, fii atent, ăsta este biletto. Uite, vezi biletto, uite, ăsta este. Știi unde te mai duci? Che cazzo fai? Oh, che ho pagato io questo qua. Nu te mai duci nicăieri, tine. Să nu spui că te-mi peași cu ea, că pe bune eu te bat. Eu te bat, pe bune, ce de data asta. Nu mai zi nimic. Cum mai că nu mai zici nimic? Să ia să-ți faci tu ce ai vrut de vorbit. Așa, ia zi. Te-ai convins în totalitate? Să nu spui că te-am peași la aia, că pe bune. Ea e foarte singură. E foarte singură că ne dai pe noi la o parte și te întorci, te împarci cu ea. Acum nu mai vorbești română. Ce cață a fată questa qua? Questa rotti biglietti. Ai uitat acum să vorbești română. Ai uitat acum. Ei, ta să vorbești. Tu de ce nu mi-ai spus că ești căsătorită? Să avem tot scandalul ăsta. Dar eu de unde n-a să știu că vine soacra mea cu cunoata mea? Tu stai cu ei, tu ești la tua familie, tu trebuie să știi că... Așa, și care e problema? Păi ce treaba aveți? Este problema mea, fac ce vreau eu. Trebuie să știi că sunt din lor, o sunt... Problema e mie, o cu ei. Ce cazul e problema? Tu că cazul e problema? Ce vrea să-ți facă? Să te păcălească? Și pe mine să mă păcălească? Vrea să ne păcălească? Vrea să ne sechestreze în acest organ? Hai să-i facem denunț! Deci îi facem denunț! Niciodată nu ți-a plăcut unde te ghidea mama ta. Nu erai mulțumit, niciodată. Orice făceam eu, mama era, mama de modă veche, mama la cutare. Ce faci în continuare? Rămâi cu ea, că e foarte sigură. Că rămâi în continuare cu ea. Familia ți-o dai la o parte, iară. Este decizia mea și eu o să o iau singur, fără voi, da? Odată în viață vreau să iau singur decizia mea. Că de fiecare dată v-am ascultat numai pe voi. Asta o să nu mă privească strict pe mine. Dacă ne ascultai, n-ajungeai aici. Dacă ne ascultai, n-ajungeai aici. Erai fericit cu o persoană care te iubește, poate aveai și un copil de mână. Să-ți facă ție așa copilul tău, să vezi că trece cu suferință, pune caz. Cum te simți? Pune-te 5 minute în sufletul meu, așa, în locul meu de mamă. Eu ți-am dat zile, eu te-am crescut. Ești întreg, nu ești un om intelectual. Ai tot ce trebuie. De ce necazurile astea pe sufletul tău și pe sufletul nostru ne amărăști? Altceva e în capul ăla, în afară de sân, de silicoane, mi-am dorit, pe peste tot? Mi-am dorit chestia asta foarte mult. Și de ce nu muncești pentru asta? De ce să-ți găsești un sponsor? Măcar mai, mă schimbau, mă făceau. Și dacă soțul, tău, dacă soțul tău te place așa cum ești? Dar ce te faci tu? Dacă soțul tău te place așa cum ești, de ce vrei mai mult? De ce nu te oprești? Pentru că așa ne-am dorit. Care este problema? Sunt femeie, este generația și cum nată mi-a problemat. Păi știi care e problema? Că pentru asta a intrat în patul lui. Și acum soțul tău a aflat. Asta e problema. Vrei să vezi, vrei să vezi ce imagine a văzut soțul tău? Nu vreau să văd. Ia uite-te un pic aici. O să mai aduci aminte la hotel? Da, mi-aduc aminte, normal că mi-aduc aminte. Le-a văzut. Știi care e problema? Nu, lasă problemă, că nu? O să le discut eu astea personal cu soțul meu, nu te privești pe tine, ai înțeles? Nu e nicio problemă, soțul nu? Soțul meu, uite, nu are banii lui. Te-ai tăvălit cu italianul după care ai venit acasă, te-ai tăvălit cu soțul tău. Soțul meu nu are banii la italianul ăsta ca să poată să... Le spuneai același placă la amândoi. Băi, știi, credeam altfel, mă, pe bune. Eu tu consider un om echilibrat. Nu se poate ca o panoramă ca asta să spele creierul halul ăsta, da? Și eu sper că după toată ziua, da? După tot ceea ce ai văzut, sper să iei o decizie înțeleaptă pentru viața ta. Gândește-te că tot a plecat de la servici ca să-ți deschidă ție ochii cu riscul să fie dat afară. A faptul că am făcut aceste sacrificii, am făcut-o pentru tine că ne pasă. Pricep lucrul ăsta? Da? Dacă nu ne-ar fi păsat, cu siguranță ne-am fi lăsat să faci ce vrei tu. Deci noi am făcut chestia asta pentru un simplu scop, pentru că ai noștri nu poate să ne ofere, ai înțeles? Dar a stricat totul. Nu, mergeam, ne punea și era. Și soțul tău, de ce nu era el conștient de marele tău plan liniștit, și marea schemă? Stai liniștit, că uite acum, chiar acum o să mă duc la soțul meu și o să-i explic cum stă treaba și voi nu o să ne spargeți casa în frunte cu soacră mea și cu cumnată mea. Elimină-o pe asta din viața ta pentru că o să te distrugă. Înțelegi? Pe asta, îmi pare că spui, e soția ta cum spui tu cu acte, dar doar cu acte, doar să profite de tine. Ascultă-mă, ascultă și pe mama, crede-mă. E pentru ultima dată, ultimul cuvânt pe care ți-l spun eu, o să ți-l spună și mama. Deci și nu eu vreau promit, mai mult. Ține minte ce spun, fiule. Și eu promit și sora ta vom ieși din viața ta. Dar vom ieși cu rugămintea, ghidează-ți viața și alegeți drumul bun în viață. Persoana asta lângă tine nu vei ajunge bine în viață.
tu non mi hai detto che lei era sposata, lei non mi ha detto un cazzo, mi trovo qui tutta la famiglia. Ma dove siamo? Al cinema. Siamo al cinema. Ma chi ne sapeva? Lei mi ha detto che vuole divorziare. Ma lei mi ha detto che vuole divorziare. Sì, ma tu mi hai detto qualcosa. Ma sei una zoccoletta come lei. Allora tu stai zitto, hai capito? Fermati, fermati per favore. Hai capito? Ma vai, 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 vai a fare la... Fermati. Ei se pare normal să sară din pat în pat. Care-i problema mea? De mi se pare normal acest lucru? De câte ori ți-a gătit? De câte ori te-am găsit fără mâncare tu? Băga mașina să speli. Lăsați-mă să vorbesc cu ea, Daniel, și o să iau eu decizie. Acum, hai, te rog frumos. Uite-te și tu la ea, mă. Uite-te și tu când mărgeală cu ea. Închidem o cameră la hotel să te duci? Ce mai vrei, Roxana? Ce mai vrei? Hai, te rog. Lasă-mă. Te rog din suflet, te rog din suflet. Haide un pic să discutăm. Uite, știu ce mironesință cum a venit către Daniel. Vezi și tu, mamă. Astea, genul ăsta de... Mama, asta e. Nu vine să cred așa ceva. Dacă e bun și prost, n-are decât să rămână cu ea. Pentru mine, dacă face chestiile astea, nu e copilul meu. Allora, se tu vuoi me come socio, devi lasciare queste persone qui. Io non voglio niente... Non voglio avere a che fare con queste persone, non voglio avere a che fare con questa famiglia di scimmioni. Te lo dico sinceramente, all'ultimo punto mi sono innamorato di Andrea. Ho capito che tu stai da una parte e io sono veramente, come partner, sono deluso. Io non voglio fare più affari con te. Non ho problemi di soldi, mi posso comprare il biglietto, prendo, vado, mi faccio il biglietto. Tu statene pure con loro, io vado, ti saluto. Știu că am greșit. Recunosc că am greșit. Nu știam ce o să facă cu ăsta cu noi, deci nu aveam de unde să știu. Am greșit. Dar te rog frumos din suflet, înțelege-mă, tu nu aveai posibilitatea să-mi oferi chestia asta. Eu mi-am dorit foarte mult. Te rog din suflet. Andrea, dispea și pe până, nu volevo perderti. Ta. Ma non avevo la il coraggio di dirti la verità. Ma smettila, per favore. Queste cose con il socio. Smettila, ti prego. Dai, adesso, ma non ci credo più adesso, adesso niente. Adesso la mia connessione con lui, tutta la parte di business è già finita. Perché io ho voluto te più che gli affari con lui. Io non mi fido più di nessuno adesso. Te lo giuro, amore. Di te non mi fido più. Te lo giuro. A Roberto gli faccio la denuncia, te lo giuro, di me non scappa per quello che ha fatto, amore, a mia amica e a me. Quindi non lo so che rimarrà tra noi due, non adesso lo so. Con questa situazione hai visto la verità. Io ho preferito te invece di lui. Se io arrivavo lì a Milano, che succedeva con me? No, domanda, che succedeva lì con me? Io mi separavo di lui. Sequestrata pure io oppure mia io amica? Io mi avevo separato di lui, te lo giuro. Sì? Te lo giuro. Nu, dacă se împacă în continuare cu mai pentru mine nu mai există. Mine, nu mai este copilul meu. Gata, nici să nu mai aud, nu se poate așa ceva. După cum a spus ea, ce este, este modernă, ei se pare normal să sară dintr-un pat în altul, care e problema dintr-una în alta. Să avea și un bărbat și vreo 2-3 amanți, așa? Exact. Așa e de modă nouă, noi suntem de modă veche. Ei nu vine să cred așa ceva. Pe bune, deci dacă el se împacă și ceea ce am eu așa un feeling după cum îl observ. Păi dacă te iei de bun și de blând, iar tu orice. Da, nu, nu, nu. Nu se poate așa ceva. Te iartă-mă. Nu am vrut, deci te rog frumos, te rog frumos din suflet. Te rog, te rog din suflet, te rog frumos. Nu vreau să aud. Nu. Știu că am greșit, dar te rog frumos, iartă-mă, te rog din suflet. Nu, deci îți promit că nu se mai întâmplă niciodată, n-am să te mai las pentru nimic în lume. Du-te la italian să spună, te-ai înjosit destul. Nu vreau să mă duc, vreau să rămân cu tine. Te-ai înjosit destul, nu mai vreau să rămân cu tine, gata. Te rog din suflet, o să ne vedem la tribunal, mă duc să le iau perne și plecăm. Questa gente e pericolosa, capito? Sì, dai, dammi un bacio. No, dai. Lascia stare. Dai, non è il momento adesso. Sei cuore mio. Non è il momento. Calmati e poi parleremo. Sì, meglio ce ne andiamo, secondo me. Andiamo via. Daniel, te rog, stai. Hai, te rog, să discutăm. Te rog din suflet, vreau să discutăm. No, mi e cu toate. Și gata, vreau să încheiem povestea Daniel, asta. Daniel, te rog frumos din suflet, nu, te rog. Nimic, te rog din suflet, stai, te rog să discutăm. N-ai ce să mai discut. Erai prea încrezătoare că rămâi cu el. Uite că n-ai rămas cu el. Da, din cauza voastră, tot ce s-a întâmplat. Chiavola, una bella vita. Sei una zoccoletta, puttanella, puttanella, vai, vai. Ma tu così sei nata e così rimani. Vai a battere, vai.
Ce faci? Pleci cu totul? O lași aici pe ea? Da, nu mai, okay, nu mai vreau să aud de ea. Hai să mergem. Bine, doamne, mamă, gata. Haideți aici. Hai luat o decizie înțeleaptă, mamă. O să ne vedem la tribunal și gata, la revedere cu ea. Nu mai trebuie o astfel de mamă. Am luat-o din club să o fac femeie. Am luat-o la București și ea, uite, drept dovadă, își bate joc de mine. Mă bucur că măcar în ultimul ceas ți-a venit mintea la cap, mamă. Bine, mamă, să fii sănătos. Acasă. Da, mamă. Da. Doamne, ce-am făcut, Daniel? Hai, te rog să discutăm, Daniel. Te rog din suflet. În cazul multor femei tinere, te aștepți că după ce se căsătoresc, să se maturizeze, să-și vadă de familie, să-și dorească să aibă copii. Dar iată că nu e mereu așa. Vorbind pe șleau, Roxana și-a dorit una și bună, să-și pune silicoane. 3.500 de euro. Atât a valorat de fapt căsnicia ei. Nici mai mult, nici mai puțin. Sigur, cu toții ne dorim să arătăm mai bine. Însă cel mai important este cum suntem noi în ochii persoanelor care ne iubesc. Iar asta ar trebui să conteze cel mai mult, oameni buni. Ochii din umbră văd tot. Specialiștii emisiunii trag din nou un semnal de alarmă femeilor tinere și atrăgătoare, cărora cetățenii străini le fac promisiuni peste promisiuni. Aveți mare grijă! Aceiași specialiști le recomandă bărbaților să fie mai atenți dacă apar schimbări în comportamentul partenerilor. Încrederea unul în celălalt este vitală, însă și precauția este un lucru important.